Violența domestică nu este fabulație, iar asta o dovedește statistica Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș. Anul acesta s-au înregistrat 317 cazuri de violență în familie, cu 60 mai multe față de aceeași perioadă din 2019. Numărul acestor a început să crească în luna mai, când s-au înregistrat 45 de cazuri, ajungându-se în luna iulie la 73 de cazuri, cu 35 mai multe față de iulie 2019. Datele poliției arată că în luna iulie s-au înregistrat în medie cel puțin două cazuri pe zi în timp ce în lunile precedente tendința a fost în medie de un caz pe zi. Cele mai multe acte de violență în familie au fost sesizate în mediul urban, acestea având loc de obicei în intimitatea căminului. În ceea ce privește reprezentarea geografică a situațiilor de violență în familie, cele mai multe cazuri se înregistrează în municipiul Baia Mare, o explicație în acest caz fiind numărul mare de locuitori, precum și în zonele Sighet și Codru. Pentru a veni în sprijinul victimelor, polițiștii care au intervenit la cazurile sesizate au emis 123 de ordine de protecție provizorii, 96% din cazuri la solicitarea victimei, iar mai bine de jumătate dintre acestea au fost transformate de instanță în ordine de protecție. Reprezentanții pe Jemaramure spun că o cauza creșterii numărului sesizărilor violenței în familie este perioada pe care o traversăm, din cauza problemelor pe care le aduce pandemia, probleme atât de ordin personal cât și de ordin economic și social. Pe lângă faptul că oamenii au fost constrâns să petreacă mai mult timp împreună, lucru care pe unele cupluri le-a apropiat, iar pe altele le-a dezbinat, vin și problemele de ordin financiar, precum pierderea locurilor de muncă sau câștigurile mai mici, dar și Consumul de alcool.